Ținutul pisicilor sirenă este un ținut secret, fiind cunoscut doar de câteva persoane din lumea oamenilor, iar din lumea personajelor, doar Tails, Tevi și Piso știau despre existența lui. Personajul Tevi este prietenul meu, cel mai bun personaj. De fiecare dată când mă joc cu el, îi vorbesc ca și cum ar fi real. Într-o seară liniștită de miercuri, după o zi frumoasă, am adormit ținându-l la piept. Somnul mi-a fost superb. La un moment dat am simțit cum Tevi îmi mișca încet corpul adormit. Hei, Maira, trezește-te! Trezește-te! Vreau să facem o călătorie în ținutul pisicilor sirenă. Mă auzi? Îmi striga oarecum tare la ureche. Ce s-a întâmplat? Am întrebat somnoroasă. De ce nu mă lași să dorm? Vreau să te duc într-un loc secret. Acum, chiar acum. Un loc secret? Da, mi-a spus în timp ce se învârtea în jurul meu. Și ce să facem acolo? Să vezi un loc plin de magie, unde ne vom juca. De unde știi tu de acest loc? De la cel care l-a creat, mi-a spus în timp ce îmi făcea cu ochiul. Vrei să mergem? A continuat trăgându-mă de picioare ca să mă trezesc. Curioasă din fire, într-o secundă am sărit din pat. M-am schimbat de pijamale, m-am îmbrăcat cu o bluză și pantaloni și am mâncat niște biscuiți. După toate acestea, mi-am pregătit în grabă rucsacul pentru a lua câteva lucruri importante care mi-ar putea fi folositoare într-o călătorie. Imediat am pus în el un telefon, binoclu, costum de baie și alte chestii. Nu este nevoie să iei nimic, Maira. Acolo, dacă cer ceva, îți va apărea așa, dintr-o dată. Orice dorință sau gând devine realitate. Așa că te rog să ai grijă la ce te gândești și ce-ți dorești, bine? Da, am spus mirată. Mi-am lăsat rucsacul acasă, bucuroasă că voi putea străbate ținutul fără a fi nevoit să duc ceva cu mine. Aveam mult mai multă libertate de mișcare și îmi plăcea. Imediat Tevi s-a așezat în fața mea, mi-a atins mâinile și într-o clipă am ajuns într-un loc ce nu mai văzuse ochii și nu citisem nicăieri despre așa minunăție. Locul de aici este plin de magie, i-am spus în timp ce mă uitam peste tot cu ochii mari. Bine ai venit în ținutul secret. Ești pregătită de aventuri, cunoaștere și distracție? Da, i-am răspuns bucuroasă și curioasă. Te rog să îmi descrii ce vezi. De ce? L-am întrebat, surprinsă. Eram sigură că ceea ce vedeam eu, vedea și el. Iar el deja cunoștea ținutul. În acest loc, fiecare persoană vede altceva. Cum așa? Depinde de fiecare privitor ce vede. Nu înțeleg, i-am spus strâmbând ușor din gură. În acest loc, puterea cea mai mare o are imaginația, trăirea, iar ochii vor vedea ceea ce dorim noi să vedem. Deci eu văd ceva, iar tu altceva? Exact, așa că te rog să-mi spui ce vezi tu și ce simți. Eu văd multe pisici sirenă și văd multă culoare. Simt liniște și totul aici este extraordinar. Toate pisicile sirene sunt vesele. Sunt pline de viață, foarte jucăușe. Îmi place aici.
și îmi place acest loc minunat în care toată lumea se bucură. Se joacă. Este multă veselie. Și uite, uite, plaja este plină de oameni și mulți copii care sunt atât de bucuroși. Ceea ce vezi tu este minunat. Ești o prietenă creativă și de aceea îmi place să ne jucăm împreună, mi-a spus sărindu-mi în brațe. Ți-a plăcut cu adevărat ceea ce văd eu? Da, da, mi-a plăcut. Dar tu ce vezi, îmi poți spune? Desigur. Pentru mine, acest ținut este scăldat în culorile curcubeului. Soarele răsare zilnic zâmbind, iar până apune se joacă cu toate ființele de aici. Florile, copacii în formă de prăjituri, de bomboane, fel și fel de dulciuri, își apleacă crengile ca să le pot gusta și îmi oferă câte ceva dulce, fără zahăr, doar cu miere și multe arome naturale, sănătoase. Florile arată de parcă sunt făcute din vată de zahăr și sunt colorate în zeci de culori ce strălucesc într-un mod aparte în lumina soarelui. Uite, uite, acolo văd mulți fluturi care se joacă cu buburuzele, câțiva licurici și albinuțe vesele. În partea dreaptă văd căsuțe colorate, toate construite din lemn, acoperite cu frunze, cu frunze luate de la banani. Iar pe jos sunt covoare țesute de păianjeni veseli. Păianjeni? L-am întrebat cu o teamă în glas. Sunt cei mai frumoși păianjeni, cu chipuri de copii, creați de zâna natură, pentru a fi pe placul locuitorilor. Interesant, dar știi? Nu mi-ai spus nimic despre locuitori. Urmează să îți spun. Eu văd personaje pozitive din diferite povești, multe create cu ajutorul imaginației mele. Sunt supereroi, prinți, prințese, dragoni, uriași, haioși, animale, tot ce îmi place mie și mă face fericit. E minunat ținutul descris de tine, dar cum este posibil ca fiecare privitor să vadă diferit? Am întrebat din nou, dorind să înțeleg ce se întâmplă cu adevărat. Și de unde vine magia? În acest ținut, imaginația e cea care îl conturează. De fapt, este un ținut normal, care așteaptă să devină așa cum dorește cel sau cea care pătrunde în interiorul lui. E fascinant acest ținut, pentru că te inspiră să creezi lumi noi în fiecare colț și de fiecare dată când ajungi aici. Ce dorești să facem acum? Haide, ai curajul de a te juca, de a căuta comori, de a străbate văi înalte, de a urca pe munți și a descoperi minunății. Hai să ne jucăm, hai să ne jucăm pe plajă, hai să facem multe lucruri, nici nu știu exact ce vreau. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dispare tot ce am creat. De ce? De ce? Întrebam în timp ce lacrimi încurgeau pe obraz. Trăirile îmi erau confuze. Erau lacrimi de fericire. Aici eram cu o parte a lumii create de mine. Maira, e timpul să te trezești. Am auzit o voce cunoscută. Era vocea mamei. Este dimineață. Ai uitat că vom pleca în oraș? Tevi era lângă mine. Brațul meu destul de puternic îl acoperea. Oare am visat? Sau chiar am fost acolo? Era o întrebare ce mă frământa. M-am trezit, m-am pregătit de plecare, luându-l pe prietenul meu cu mine. În drum spre centru, părinții mei se uitau la mine insistent, simțind că mă trezisem cu o stare diferită și cu o față zâmbitoare. Maira, este totul în regulă? M-a întrebat tata, cu o mișcare tandră de alin pe creștelul capului. Da, totul este bine, doar
doar că am visat ceva ce mi-a plăcut mult și la care încă mă gândesc. A apărut atât de real totul? Visele frumoase aduc o stare de bine. Seara, înainte de culcare, să te uiți și să te gândești la cele mai frumoase lucruri pe care le știi. Să-ți faci sufletul să fie vesel și colorat cu emoții pozitive, da? Da, am răspuns în timp ce săream cu bucurie. L-am privit pe Tevi și am făcut cu ochiul. Am avut impresia că și el m-a privit insistent, apoi, după câteva secunde, mi-a făcut cu ochiul, spre surprinderea mea. În acel moment, am înțeles cât este de frumos să te joci și să-ți creezi propria magie în locul preferat sau oriunde dorești. Pentru mine, magia este un lucru interesant. De astăzi, voi face o carte cu benzi desenate. Sunt extrem de voioasă. Voi povesti despre visul meu sau despre reala călătorie tuturor celor care cred în imaginație. Să pătrundem cât mai des în ținutul secret pentru a crea cele mai frumoase, inedite și tainice lumi.